Da, bună ziua, la mulți ani, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Drumurile noastre. În timp ce China anunță că a finalizat o autostradă subacvatică, iar austriecii că au renunțat la extinderea rețelei de autostrăzi, România parcă este blestemată să nu aibă nici măcar o șosea la patru benzi care să treacă munții Carpați. Au încheiat anul 2021, iar din cei 100 de kilometri de autostradă promiși de fostul ministru Cătălin Drulă, românii pot utiliza abia 35 de kilometri de șosea la patru benzi. Pentru prima emisiune din acest an, am realizat un interviu fulger cu ministrul transporturilor Sorin Grindeanu, în cadrul căruia am vorbit despre autostrăzi, CFR, afer, aeroport și tarom. La capitolul transport rutier, cum este și normal, vorbim despre autostrăzi. Destul de recent, Ungaria a anunțat și s-a lăudat că a finalizat cu mult înainte de termen tronsonul ungar al coridorului european de transport rutier denumit Via Carpatia. România cum se situează la acest capitol? Din ce ni se pare nouă de acum câțiva ani, nu de acum, că prin rețele de transport terestru, Transilvania tinde a se conecta mai degrabă cu Budapesta decât Bucureștiul? Să fie oare geografia atât de prielnică Budapestei sau este și altceva în spate? Unul din cartofii fierbinți, să zicem așa, pe care i-ați moștenit ca ministru al transporturilor, este situația CFR Marfă, marele și veșnicul bolnav al ministerului pe care îl conduceți. Situația acestei companii de importanță strategică pentru România nu este deloc roz. Care este viziunea dumneavoastră cu privire la CFR Marfă? Ce strategie aveți pentru salvarea acestui operator? CFR Marfă trebuie privatizată sau trebuie să rămână la un operator de stat puternic și eficientizat? În statele vestice din UE, operatorii de acest gen sunt puternic susținuți și nu se pune problema privatizării. Sunt trei din cele opt întrebări pentru ministrul transporturilor Sorin Grindeanu. Invitatul emisiunii de astăzi este domnul Radu Soviani, un jurnalist român pe care îl cunoaște toată lumea. Bună ziua, la mulți ani! Bună ziua, la mulți ani, Ioanelor, Ionilor, Oanelor și la mulți ani, Ștefan, și mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc! M-am gândit să te invit pe tine pentru că tu vii acum cu trenul de la Brașov sau de la Am Sinaia. renunțat în a veni cu trenul, sincer, pentru că crescând cazurile de incidență, până la urmă am ales să vin cu mașina și am făcut bine că am venit cu mașina, pentru că am plecat de la Sinaia, am făcut o oră și 50 de minute până în București, dar sensul spre București era liber. Deja Comarnicul, la ora 10-20, când eram în dreptul Comarnicului, Comarnicul spre Sinaia deja era bară la bară în momentul acela. Nici nu-mi închipui ce va fi diseară când mă întorc de la tine la emisiune spre Sinaia, în sensul de mers spre munte, mai ales că se anunță ninsoare, se anunță frumos. Jalnic, mi-aduc aminte de fiecare dată când trec pe acolo de Dan Șova, care spunea, mă mut cu cortul pe autostradă și va fi gata, 2016 va fi gata autostrada Comarnic-Brașov. Păi, au trecut 6 ani. Au trecut... Cortul nu e tot acolo? Cortul nu e tot acolo, cred că Dan Șova a fost condamnat, răscondamnat și așa mai departe. E Ponta n-a mai liber, ajuns, că cred zicea că o să că acum ajungă Ponta prim-ministru, președinte, că el se mută cu cortul și o să facă acolo. Evident, autostrada Comarnic-Brașov, din punctul meu de vedere, reprezintă proiectul de autostradă cea mai puternică vacă de mulți, respectiv business-ul acolo este foarte simplu. Nu să facă autostrada, ci să facă studii de fezabilitate, desene pe asfalt, cum le numesc eu și alții, astfel încât să, periodic să se încaseze bani fără a se face nimic. Cine câștigă din partea asta, din faptul că nu se dorește autostrada Comarnic-Brașov va fi făcută? Asta poate este întrebarea. Cine pierde? Suntem noi toți care pierdem, pentru că sunt ore întregi pierdute acolo. Pe cel mai, nu? DN1 cred că e cel mai aglomerat cel mai drum al aglomerat țării. din România. Înainte de a difuza prima parte a interviului cu domnul ministru Sorin Grindeanu, vreau să te întreb cum ai văzut ca român, ca șofer, anul 2021? Sincer, Din punct de vedere al ca șofer transporturilor. român, stând destul de mult în Grecia, l-am văzut foarte bine în Grecia în perioada anului 2021, dar întorcându-mă în România, evident că te lovea de la momentul întoarcerii în România starea drumurilor. Acum înțeleg, venind din Grecia prin Bruse Giurgiu, atunci nu era pornită acea inovație cu plăci de beton care s-a făcut pentru a se ieși mai ușor. Rușinea transporturilor. Rușinea transporturilor. Deci eu am prins la întoarcerea din Grecia spre jumătatea lunii august tot vechiul drum de acolo, cu centura nenorocită,
nenorocită, cu drumul alternativ ales de mine nenorocit. Să-ți închipui, eu care căram și o rulotă de 2 tone după mine, cum am simțit drumurile din România, dar îmi închipui ce înseamnă pentru transportatori acest lucru, pentru cozile de transport, pentru starea drumului transportatorilor, pentru viteza medie care scade foarte, foarte mult. Iarăși ca șofer, la finalul anului 2021 am mers până la Făgăraș, mi s-a părut un drum ok, am estimat că o să fac în jur de 4 ore, am făcut 3 ore și 50 de minute și tocmai pentru că drumul este relativ bun între Brașov și Făgăraș, mi-am pus problema de ce este o prioritate să se facă acea porțiune de autostradă, nu? Au anunțat acum recent o autostradă de 68 de kilometri între Făgăraș și Sibiu. Drumul este bun pe acolo. De ce trebuie să faci ca prioritate o autostradă de 68 de kilometri care te costă 1,5 miliarde de euro, deci 22,2 milioane de euro dacă ai avea banii cash, dar statul român nu are banii cash, trebuie să împrumute la dobânzi de 5%, costul real se duce la 30 de milioane de euro pe kilometru, adică de 5 ori mai mult decât s-a plătit pentru autostrada Bechtel din Albania, care are 2 tuneluri gemene, 19 poduri și viaducte și așa mai departe. De ce? Vreau să difuzăm, avem 2 întrebări pe parte de rutier de autostrăzi pentru ministrul transportelor. Prima parte a interviului cu ministrul transportelor Sorin Grindeanu. Domeniul rutier. La capitolul transport rutier, cum este și normal, vorbim despre autostrăzi. Destul de recent, Ungaria a anunțat și s-a lăudat că a finalizat cu mult înainte de termen tronsonul ungar al coridorului european de transport rutier denumit Via Carpatia. România, cum se situează la acest capitol? Suntem într-un stadiu, ca de obicei, intermediar, dacă pot să-l numesc așa. Avem proiecte pe care le cunoașteți și sunt în derulare. De asemenea, există o schimbare față de ceea ce știți că a fost până acum, așa nume zona de Arad-Oradea, care chiar azi am avut o discuție și cu domnul președinte al Consiliului Județean Bolojan. Muncă au cei de la CNAIR, dar pe Sibiu-Pitești știți foarte bine că e lotul 1 care este în execuție și la ritmul la care lucrează contractorul. Suntem optimiști că vom putea vor putea să finalizeze înainte de termen, termenul contractului fiind undeva la jumătatea anului 2023. Din discuțiile pe care le-am avut cu ei, spun că e posibil să termine la finalul anului acesta, ceea ce e un lucru bun. Repet, termenul e jumătatea anului 2023. După cum știți, s-a anunțat câștigătorul, nu s-a semnat în contractul, dar s-a anunțat câștigătorul pentru lotul 2. Suntem în proceduri destul de avansate și pentru lotul 3 și se va clarifica situația în săptămânile următoare și în ceea ce înseamnă lotul 3, iar 4 și 5 sunt în execuție. Fiind un utilizator cel puțin al acestui drum, vă pot spune că ar fi cazul, așa ca orice român care încearcă să meargă într-un mod decent, ca măcar să ne apropiem, să terminăm odată o autostradă care să traverseze Carpații. Ne chinuim de atâția ani să facem. Nu vreau să acuz pe nimeni, nu departe de mine acest gând, dar e absolut necesar să avem această primă traversare. Pentru că, așa cum știți, pe zona cealaltă, zona de Moldova, avem 3 culoare de traversare a Carpaților Orientali, fie că vorbim de A13 între Brașov și Bacău, fie că vorbim de A8, fie că vorbim de ruta nordică de la Suceava la Bistrița. Și astea sunt totuși într-un stadiu mai incipient față de Sibiu-Pitești. Și
Totuși, parcă e cazul să se și termine. O să vedem, ar fi un semn bun ceea ce vă spuneam pe lotul întâi de la... Nu e lung, sunt 13 km, dacă nu mă înșel, de la Sibiu la Boița. Dar e un semnal că începem să intrăm pe zona muntoasă și că, uite, se pot termina, posibil să se termine lucrările înainte de termen. Sunteți dispus să pariați pe primii kilometri de autostradă dintre Sibiu și Pitești? Să știți că m-am uitat foarte atent pe graficele și pe stadiul de execuție, chiar zilele trecute, pe câteva din componentele lor. Optimist sunt. Chiar sunt optimist. Constructor e un constructor serios. Așa aș spune, dacă vreți, dincolo de pariu, aș da așa șanse undeva la că termină înainte de termen, peste 60%, dar până în 70%. Pe acolo, între 60 și 70 m-aș situa. Apropo și de graficile pe care le-am văzut, parte din lucrările deja executate. E o doză mare de optimism. Repet, termenul este jumătatea anului 2023. De ce ni se pare nouă de câțiva ani, nu de acum, că prin rețelele de transport terestru, Transilvania tinde a se conecta mai degrabă cu Budapesta decât cu Bucureștiul? Nu cred că e abordarea, să spunem, corectă să privim lucrurile în această formă. Suntem membri ai Uniunii Europene. Rețeaua de autostrăzi e spre vest, care vine spre estul Europei, implicit spre estul României. Era normal să se dezvolte în această formă sistemul de autostrăzi. Dar deja suntem în etapa în care vom vorbi de, și am amintit și mai devreme, vorbim de dezvoltări de infrastructură pe zona Moldovei, la anul, de fapt nu la anul, anul acesta, în 2022, vorbim de proiecte care, și contracte care vor fi semnate pe zona Moldovei și în primul rând vorbim de A7, pe varianta Ploiești-Buzău, Buzău-Focșani, Focșani-Bacău, Bacău-Pașcani, sunt loturi, tronsoane de autostradă extrem de importante, care, așa cum vă aminteam mai devreme, au prevăzute, aceasta este autostradă de la nord la sud, dacă pot să spun așa pe scurt, dar care au prevăzute în master planul general de transporturi și în planul investițional pe care l-am aprobat la sfârșitul anului în ședința de guvern, 3 traversări ai Carpaților Orientali. Deci, lucrurile merg în această direcție și vă mai spun ceva. Să știți că e extrem de important să facem traversarea Carpaților și pe zona de sud. Și anume mă refer la culoarul de la Lugoj, Caransebeș, Severin, care să meargă în sud, că tot vorbeam de Via Carpatica la început și de ceea ce era prima dumneavoastră întrebare, care știți că se duce în sud spre Calafat, Vidin și așa mai departe, dar avem un tronson care e în lucru în acest moment, Pitești-Craiova și știți, cu diverse stadii și pe cele 4 loturi de acolo, dar o bucată extrem de importantă de la Craiova la Lugoj, care de asemenea trebuie să fie executată, este o altă traversare, e partea culoarelor europene de care aminteați mai devreme și care sunt absolut necesare în a fi realizate. Am avut în urmă cu 2 săptămâni sau chiar o săptămână, săptămâna trecută, desemnarea câștigătorului pentru studiu de fezabilitate între Craiova și Lugoj. E un pas important. Mă nemulțumește, în schimb, vă spun și vă spun direct, că n-am de ce să mă ascund. Caietul de sarcini a fost făcut ca durată 4 ani. Doar pentru SF. Doar pentru SF, ca să fac precizarea și să nu fiu înțeles greșit.
prima parte a interviului cu ministrul transportului Sorin Grindeanu am vorbit despre Via Carpatia, 1200 de kilometri de autostradă. Radu Soviani, m-am gândit să punem două întrebări clare și generale în același timp. Vorbim despre Via Carpatia și vorbim despre faptul că, na, eu sunt transilvanian, dar simt că de câțiva ani transportul terestru din Transilvania parcă e îndreptat spre Ungaria, nu spre București. Și simți bine și probabil că acest lucru se întâmplă și pentru că există o lipsă de presiune a celor din Muntenia, din București, care ar putea să pună într-adevăr presiune pe factorii de decizie să facă ceva și în partea asta. Pentru că uite-te la centura Bucureștiului, care nu este gata, uite-te la pasajul de la Mogoșoaia, cât timp a trebuit până să fie fluidizat cât de cât traficul pasajul de la Mogoșoaia. Mi-aduc aminte un Paște petrecut în anul 2012 lângă Deva, la Conacul Archia, dacă nu greșesc, și mă întreba acolo, doamna mă știa de la televizor proprietarea și mă întreba: domnul Soviani, când va fi gata autostrada? Și zic eu, păi uitați, și eu credeam că mă întreabă de Sibiu-Pitești și eu cred că în următorii 10 ani poate copiii noștri vor avea șanse să circule pe ea. Că nu ne interesează Sibiu-Pitești, pe noi ne interesează autostrada spre Budapesta, dinspre Deva, ca să se lege toată autostrada de vestul Europei, pentru că deja, cum să spun, observăm și noi că am abandonat cât de cât ideea de a spera că vom avea drumuri la prețuri decente în România. Dar faptul că autostrada Comarnic-Brașov întârzie nepermis de mult, autostrada Sibiu-Pitești întârzie nepermis de mult, atenție, într-o perioadă în care nu a fost vorba de bani, pentru că în această perioadă s-a cheltuit pentru orice, mai ales în perioada pandemică, subliniez, dobânzile au fost foarte, foarte scăzute, se puteau accesa împrumuturi avantajoase pentru infrastructură și se puteau implementa. Ceea ce mă neliniștește și încheie această intervenție este nealocarea în mod real a banilor pentru infrastructură, pentru autostrăzi din PNRR. De ce? Pentru că le e frică de transparența utilizării banilor europeni care ar trebui să vină gratis. De ce ne împrumutăm să ajungem să plătim pentru kilometrul de autostradă între Făgăraș și Sibiu 22 de milioane de euro declarat, da. 30 de milioane de euro real? Suntem condamnați ca țară sau suntem blestemați ca țară să nu avem autostrăzi? Nu, cred că este pur și simplu nu pot să zic condamnare sau blestem, dar oarecare atitudine balcanică în care diversi lideri, oricare ar fi fost ei la infrastructură, s-au dovedit mai degrabă chelner de bacșișuri mici, urmărind niște bacșișuri foarte mari. Ți-aduc aminte despre Comarnic-Brașov și despre ceea ce vrea să facă la un moment dat? Era ministru rus, dacă nu greșesc, și vrea, da, să facă o autostradă Comarnic-Brașov într-un soi de parteneria public-privat, pentru că spuneau că n-au 1,2 miliarde de euro. Era al treilea PPP. Era al treilea PPP. Și se ajungea la 8, cu aceeași firmă. Și se ajungea pentru 60 ceva de kilometri la 8,5 miliarde de euro. Deci peste 100 de milioane de euro pe kilometru se ajungea, pe motivul că nu avem bani. E, asta se întâmpla în 2015. Atunci au redus TVA-ul de la 19% la 9% la alimente. Dacă reduceau nu în mai 2015, ci în decembrie 2015, aveau banii de autostradă. Vreau să vorbim, o să luăm prima pauză. După pauză vreau să vorbim și despre transportatori. Vreau să vorbim și cu Asociația Patronală a Transportatorilor Europa 2022, pentru că acolo se întâmplă lucruri foarte interesante legate de transportatorii români. Revenim după pauză. Da, suntem din nou în direct, emisiunea Drumurile Noastre. Am prezentat în prima parte o scurtă parte din interviul ministrului Sorin Grindeanu referitor la Via Carpatia, 1200 de kilometri de autostradă. V-am promis, după pauză vorbim și cu transportatorii rutieri din România, pentru că sunt foarte mulți. L-avem pe telefon pe vicepreședintele Asociației Patronale a Transportatorilor Europa 2002, domnul Dorin Jurjuț. Bună ziua, stimate domn! La mulți ani! Bună ziua și la mulți ani și vă mulțumesc frumos de invitație! Miercuri, Ministerul Transporturilor ne-a transmis un comunicat. Comunicat de presă, cerere, suspendare, întoarcere, vehicul, pachet, mobilitate. Traduceți-ne și nouă în două minute ce vor să spună oficialii din transporturi. Este o directivă europeană care se va implementa începând cu luna februarie, între care transportatorii
transportatorii din România, în general transportatorii din estul Europei, sunt obligați ca să reîntoarcă camioanele la baza operațională. Deci, respectiv, după 8 săptămâni, suntem obligați să ne aducem camioanele acasă în România. Practic, este o lege care încearcă să protejeze transportatorii din vest față de concurența transportatorilor din est. Ministerul Transporturilor încearcă acum, România a inițiat niște acțiuni de anulare parțială a actelor de Uniunii Europene care formează pachetul de întoarcere de mobilitate. Și Ministerul Transporturilor încearcă să nu mai întoarcem camioanele la 8 săptămâni acasă, deoarece nu este atâta marfă să aducem spre România, vor fi consumuri foarte mari de combustibil, camioanele se vor întoarce pe gol în țară, ce va avea un impact în prețuri plus poluare. Câte companii, câte tiruri, câte firme reprezintă această asociație patronală, stimate domn? Noi reprezentăm 2000 de companii, în jur de 12000 de camioane. 2000 de companii, 12000 de camioane? Incredibil. Da. Adică o asociație foarte mare, foarte, foarte relevantă. Și ceea ce spune domnul Dorin Jurjuț este că acest pachet Mobilitate 1, deși este gândit printre altele și pentru a reduce poluarea, dacă va obliga camioanele să întoarcă fără marfă la baza operațională, va duce și la scumpirea transporturilor și va duce și la poluare mai multă până la urmă. Și este un moment, exact. Și este un moment interesant, domnule Jurjuț, dacă îmi permiteți, pentru că știu că ANAF încă se războiește cu transportatorii, deși dumneavoastră vă războiți ca să protejați ceea ce înseamnă business-ul pentru România și aportul economic pentru România. Da, din păcate, noi acum avem două bătălii de purtat. Una externă vis-a-vis de pachetul de mobilitate, cealaltă internă, deoarece, după cum știți, începând de anul trecut, inspectorii ANAF au început să interpreteze legea și să reimpoziteze diurnele. Adică diurnele care le dădeam la șofer pe ultimii 5 ani se încearcă o impozitare. Această impozitare înseamnă cifra de afacere companiilor pe 3 ani de zile sau profitul unei companii de transport pe 10 ani. Da, pe 10 ani este profitul. Deci, practic, falimentul industriei înseamnă. Toate firmele care au fost controlate n-au făcut altceva decât să intre în faliment. Cu ce toate face? Că... Vă ascult, scuze. Legea este nedreaptă, este o interpretare. O interpretare a ANAF-ului și s-au câștigat în justiție, s-au câștigat. Dar până câștigi în justiție, firmele au trebuit să închidă. Nu? O firmă nu poate funcționa cu conturile blocate. Ce vor face cei, nu știu, 3, 4, 5 mii de șoferi? Pentru că ați spus că sunt, n-am fost atent, 12 mii de camioane, 10 mii de șoferi. Da. Este o problemă care este la nivel național. Practic, șoferii, prin natura meseriei lor, ei sunt foarte mobili. Deci nu au nicio problemă pentru că lucrează într-o firmă din București sau o firmă din Timișoara sau lucrează la o firmă din Nânceni. Ei oricum sunt plecați de acasă. Pe criza europeană de șoferi, da? În alte țări. Și pentru alte companii unde vor plăti impozite bugetelor din statele Uniunii Europene, nu se vor plăti impozitele în România. Practic distrugem transportul din România. Transportul românesc va fi distrus. Bun. Până la urmă, Senatul României și-a dat seama de această problemă și
pus pe rol un proiect de lege care a trecut prin Senat ceea ce privește abuzurile ANAF. Prezent, legea este la Camera Deputaților. Nu avem motive să ne îndoim că dacă toate partidele au agreat legea în Senat, la fel se va întâmpla și la Camera Deputaților. De aceea solicităm, rugăm să fie urgentată în Camera Deputaților adoptarea acestei legi. Iar ANAF, dacă ia act de politica economică a Parlamentului, să înceteze să mai substituie Parlamentului, să înceteze orice control prin care să mai calculeze retroactiv impozitele pe diurnă. Oricum, pagubele transportatorilor pe 2021, în primele luni, noi le estimăm undeva la 300 de milioane de euro. E incredibil. Mulțumesc pentru intervenție. Cu noi a fost Dorin Jurjuț, vicepreședintele Asociației Patronale a Transportatorilor Europa 2002. Ce se întâmplă, Radu Sovian? Se întâmplă că, uite, speța deschisă de domnul Jurjuț, în care 300 de milioane de euro și încă se numără. De transportatorilor. Exact. Și astea sunt cifre documentate și încă se numără, pentru că în martie, deci să fie foarte clar pentru toată lumea, transportatorii rutieri români care se bat sunt pe locul 3 în Uniunea Europeană ca și competitivitate, ca și cotă de piață, dacă vreți, pentru că sunt competitivi, știu să facă transporturi. În luna martie aduceau în țară undeva la 550 de milioane de euro, aduceau bani care intrau în țară. După aceste controle ale ANAF, care au venit intempestiv ca să calculeze, să zică de mâine se constată că trebuia să plătiți impozite pe diurne pentru diurnele încasate de șoferii profesioniști încă din urmă cu 5 ani, ceea ce nu se întâmplă nicăieri în Uniunea Europeană. A scăzut volumul de valută intrată în țară numai prin transportul rutier cu circa 70 de milioane de euro lunar. Înmulțiți cu 12 luni ce înseamnă acest efect și ajungem la peste 700 de milioane de euro, plus locuri de muncă pierdute, plus contribuții pierdute și așa mai departe. Senatul a corectat printr-o lege aceste abuzuri ale ANAF și Senatul a spus în felul următor. Sunt niște suprainterpretări ale ANAF, se anulează obligațiile fiscale inventate de către inspectorii. 2022, da. Anul transporturilor. Vom afla acest lucru după pauză. Revenim în câteva momente. Suntem din nou în direct, emisiunea Drumurile Noastre. 2022, anul transporturilor. Invitat Radu Soviani, jurnalist. Radu Soviani, ai venit la emisiune cu mașina pe Valea Prahovei, nu? Uh-huh. Te duci tot cu mașina sau cu trenul? Tot cu mașina mă duc, că mi-am lăsat familia, am venit la emisiune, mă întorc și duminică, mă întorc cu familia. Dar, cum spuneam la început, mă îngrozesc ce va însemna după amiaza asta drumul înapoi spre Strinaia. Sunt 18 ani de când s-a semnat pentru prima dată un contract pentru construcția autostrăzii Comarnic Brașov. Și cred că se fac 16 ani de când eu am avut încredere să fac o investiție la Sinaia, că urma să fie gata, autostrada în câțiva ani. Iată, 16 ani. În 2022 crezi că se construiește un metru din autostrada Comarnic Brașov? Eu îmi doresc, dar din câte știu sunt încă pe studii de fezabilitate. Încă sunt pe componenta în care studii vechi, cum vorbeam un pic în pauza publicitară, studii vechi de 10 de ani se fac, se refac, se refacturează, se facturează și autostrada nu avansează. Nu e niciun semn acolo pe venind astăzi, repet, dinspre Sinaia spre Comarnic, niciun semn că s-ar lucra. Ai văzut un muncitor pe șantierul autostrăzii Nimic, Brașov. Niciun fel, n-am văzut niciun fel de deranj, mă rog, autostrada pe sensul meu, autostrada, drumul național 1. Ai venit pe autostrada Comarnic Brașov și nu vrei să recunoști. Drumul, am luat-o pe la Ploiești pe autostrada asta, pe bucata aia pe care iarăși nici atunci când a fost gândită ca prioritate, nu i-am văzut foarte mult sensul în a face un drum paralel cu DN1 mai lung cu 12 km și pe care faci aceeași perioadă de timp cronometra de mine până în centrul Bucureștiului, fie că mergi pe DN1 prin Balotești, fie că mergi pe A3-ul ăla, ca să ajungi în centrul Bucureștiului, la fel îți ia. În timp ce Comarnic Brașov nu a fost făcută, nu a avansat în niciun fel.
Transporturile în 2022, ultima întrebare, reprezintă locomotiva economiei în 2022? Eu sper ca cei care fac transporturile și care fac din economia României un motor puternic, cum au fost transportatorii pe care îi interva puțin mai devreme, să reprezinte în continuare motor al economiei. Eu nu cred că infrastructura va reprezenta un motor al economiei, avem declarațiile alea anul acesta. Dar măcar să nu mai facă rău, avem declarațiile acelea pompoase, 7% din PIB pentru investiții. Pentru ce? Pentru studii de fezabilitate. Te felicit încă o dată că l-a intervievat pe domnul ministru Grindeanu. E o lovitură și e de felicitat și el că a acceptat la început de an să spună planurile, pentru că peste o lună, două, trei te duci și spui, a făcut. Grindeanu e nemulțumit de studiile de fezabilitate. Păi s-a declarat public. Tu nemulțumit, eu nemulțumit, el e acolo. Să facă ceva și să avanseze. Pentru că, eu repet, de 16 ani nemulțumit sunt de studiile de fezabilitate, fără să am putere de decizie. Radu Stoviani, jurnalist, mulțumesc pentru prezență. În a doua parte de la Fix prezentăm a doua parte a interviului cu ministrul Sorin Grindeanu. Vorbim despre calea ferată. Ne vedem de la Fix.